Bună ziua, bine v-am găsit la analiza euro-dolar bazată pe acțiunea prețului. Putem observa că acesta a rămas într-o consolidare care are ca limite nivelul de 1.3305, limită inferioară, iar limită superioară undeva în zona 1.3377 este rezistența ceva mai bună dacă ne uităm și în spate. E bine, dacă vom avea o închidere sub ultimul minim, 1.3304 despre care vorbeam ceva mai devreme, ar însemna că acest trend descendent să se continue. Pe de altă parte, o depășire a rezistenței 1.3374-75 ar însemna că avem un nou higher high, ceea ce ar putea duce la o inversare cel puțin de moment a trendului descendent, iar următoarea rezistență o întâlnim la 1.3431. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare!